Ce ar trebui să înțelegem noi din această mijlocire a Maicii Domnului? Cum mijlocește ea pentru noi? Așa cum spuneam la începutul dialogului nostru, sunt puține locuri scripturistice referitoare la persoana Maicii Domnului, la fel cum întreaga prezență a ei istorică a fost una discretă. Sunt puține, dar esențiale. Așadar, capitolul 2 din Evanghelia de la Ioan ne amintește de frumoasa scenă și care este Evanghelia care se citește la Taina Sfintei Cununii, ne aduce aminte de frumoasa scenă a preschimbării apei în vin, care se petrece la rugămintea Maicii Domnului. Maica Domnului atunci devine mijlocitoare pentru cei și care erau acolo, este nunta Sfântului Apostol Simon Zelotul, devine acolo mijlocitoare pentru și care rămăseseră fără vin. Deci se găsea cumva întreaga situație, întreaga nuntă, întreaga petrecere, era într-un fel de impas, am putea spune. Și aici este ceva de comentat vis-a-vis -vis de dialogul pe care îl are Mântuitorul cu mama sa. Și vedeți cum îi spune, femeie, ceasul meu nu a venit încă. Adică în planul din veșnicie nu acela era momentul dedicat în începutului activității sale pământești. Nu era acel moment să-și arate puterea sa dumnezeiască și prin facerea de minuni. Și vedeți cum Maica Domnului cu multă delicatețe, cu feminitate în același timp, dar și cu încredere de plină în ascultarea Fiului ei, nu-i replică absolut nimic Mântuitorului Hristos. Ea se îndreaptă și, la fel ca față de Nunta și față de noi, în toate vremurile, se îndreaptă către ceilalți care veniseră la ea să intervină și spune să faceți orice vă va spune, convinsă fiind că Fiul ei va face ascultare și uh, îi va împlini, îi va împlini dorința și rugăciunea. Lucruri care se și întâmplă. Și atunci Mântuitorul, într-adevăr, se zmerește și el la rândul lui, față de mama sa, și împlinește rugăciunea. Duhul Sfânt, cel care a inspirat pe Sfinții Evangeliști să lase înscris aceste, aceste mementouri, nu doar momente, au rânduit ca și pentru noi să avem această mărturie a faptului că Maica Domnului are de la Dumnezeu această putere de a interveni pentru noi. Mai mult decât atât, un lucru cu dacă stăm și analizăm un pic acest episod al nunții din Cana, Vedem că nu se spune nicăieri cum că ei, adică nuntașii, s-ar fi dus și ar fi rugat-o pe Maica Domnului. Ci ea a fost cea care a observat nevoia lor. Haideți să punem aceasta în balanță cu mari părinți duhovnici, călugări și monai, care ne învață până ziua de astăzi că Maica Domnului se supără atunci când nu este rugată, atunci când nu este folosită în adevărata ei putere de împărăteasă a cerului și a pământului și de mijlocitoare pentru iertarea păcatelor noastre. Știm foarte bine cu toții că mai ales monahii și monahile au mare la Maica Domnului și există această vorbă care este o teologumele până la urmă, dar credem că așa este, că lumea este ținută în principal pentru gocine Maicii Domnului care conduce corul de sfinți care se roagă cu toții pentru ca Dumnezeu să ne mai abată un pic mânia lui cea cu dreptate pornită asupra noastră. Și dacă stăm și privim lucrurile, vedem că așa sunt. Citim, bună oară, Epistolele Sfântului Evanghelist Ioan, prima și a doua, în care vedem că el era convins de faptul că sfârșitul va veni în timpul vieții sale pământești. Probabil și faptul că a fost cel mai tânăr și a murit ultimul dintre cei uh, 12 apostoli, probabil și faptul că este singurul care n-a suferit moarte mucenicească, i-au dat probabil aceste gânduri, probabil și revelația Apocalipsei pe care a avut-o. Însă vedem că, iată, au trecut mai bine de 2000 de ani de atunci și sfârșitul încă n-a venit. Cred că pentru aceasta are ceva de a face Maica Domnului. Părinte, în biserică vedem că îi cinstim pe Sfinți, o prea cinstim pe Maica Domnului. Care este diferența? dintre cinstire și prea cinstire. De ce pe Maica Domnului o prea cinstim? Pe păi tot biserica ne spune că este mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asumare decât toți serafimii. Maica Domnului, pe lângă rolul aparte pe care l-a avut, pe care l avut ea în opera de mântuire și de răscumpărare a omenesc, pentru că prin daul ei, de care spuneați la începutul discuției noastre, se concentrează cumva obolul, dacă vreți, aportul întregii omeniri la opera de mântuire a Lui pentru că Dumnezeu nu operează în contra voinței, ci în colaborare cu voința umană și Harul Dumnezeu lucrează în colaborare cu voința omului, deci în la acela ei de la Buna Vestire se concentrează tot ceea ce a putut da mai bine, mai bun neamul omenesc. Însă, ea are și o vrednicie personală, o pregătire personală. Ea a fost pictată, să spunem așa, cu rugăciune din pântecele Maicii ei. Știm de la bunicii Mântuitorului Ioachim și Ana, modul în care i-a născut, în care i-a fost închinată din frage de pruncie. Deci ea are și o vrednicie personală. De la bun început, ea a fost și icoana Bunei Vestiri din secolul II, din Grota Priscila, care este cea mai veche icoană de pe pământ ne arată pe Maica Domnului așa cum de-a o avem și noi reprezentată în iconografia noastră bizantină până astăzi, cu cele trei stele, una pe frunte și două pe umări, care arată faptul că ea a fost fecioară înainte de naștere, în timpul nașterii și după naștere. Sigur că toate acestea sunt legate de taină aceasta mare și dumnezească ce s-a petrecut cu ea, cu persoana ei și este vorba de umbrirea Duhului Sfânt, care vine din momentul în care Gavril îi aduce întinarea și crinul din rai și de o viețuire cu totul duhovnicească. Vedem un, un detaliu interesant, iarăși în Erminia Bizantină, putem observa faptul că icoana rusalilor bună are în centrul pe Maica Domnului și de o parte și de alta cei câte șase, de dreaptă șase, de-a stânga apoi, de cei 12 Sfinți Apostoli, care au cu toții limbile de foc pogorâte, nu? cum știm că s-a întâmplat la pogorârea Duhului Sfânt. Maica Domnului nu are. De ce? Pentru că era deja Umbrite de Duhul Sfânt de la Buna Vestire. Acesta este și motivul pentru care, chiar în activitatea lor, de după înălțarea la, cu trupul la Mântuitorului, ea a ocupat până la capăt un loc central. Cinstirea pe care ei o dădeau era la modul real și se datora unei anumite elevații și un mod de viață duhovnicesc personal pe care el avea, pe care îl deduce din delicatețea, din eleganța, din noblețea cu care își duce crucea acestei maternități neîmplinite pe parcursul întregii sale vieți. Încă din momentul în care dreptul Simonii profețește că prin sufletul lui va trece sabie, iar ea lua toate aceste cuvinte și le punea în inima ei de mamă.